concluzia. Tot elegant, tot... La mulți ani sărbătoriților. Mulțumim mult la de tot. La mulți ani și Andrei. Mulțumim mult de tot. Și sărbătoriților, pentru că poate avem mulți telespectatori care se uită astăzi la noi și cine știe, poate și ei astăzi sărbătoresc ziua de naștere, așa că la mulți ani. La mulți ani. Mi-ar plăcut să fim așa mai pe veselie, că da, tu ești e... foarte vesel și foarte dinamic așa. Dar nici nu avem alte motive să fim altfel. Astăzi trebuie să fii cu Anca aici. Da, din păcate Anca și-a luat o perioadă de pauză la sfatul nostru și al medicilor. Se simte mai bine acum, are o anemie, într-un fel, nu mai știu cum severă, se numește. Nu? Severă, da. Și am trecut prin niște episoade foarte, foarte complicate. Am rămas speriat, știu că erați în Bulgaria, în vacanță. Mamă, ce am pățit în Bulgaria, deci a fost înfiorător. Am trecut prin niște momente la limită, cumva. Am avut o întâlnire pentru firma noastră, pentru Bioas, acolo, în Bulgaria, cu niște parteneri care livrează, mă rog, niște ingrediente. Și Anca avea întâlnirea asta, adică ea era pionul principal. Și s-a făcut, am zis, hai să mergem, ea, da, hai să mergem cu mașina dimineața, în Varna, avem întâlnirea, mâncăm ceva și ne întoarcem. Adică, și a zis, ok, în drum spre Varna s-a simțit bine, am ajuns acolo, am intrat în oraș, un pic de trafic, și a zis, nu mă simt prea bine, ne-am oprit la o farmacie, am cumpărat niște calciu. Și mă rog, am ajuns la întâlnire ea era absentă, o vedeam că nu e... Da, era prima dată când o vedeai așa pe Anca. Da. Că în lunile și... trecute nu era așa. Nu, a fost ok și am văzut că nu prea era ok, am zis ok. Mă rog, am grăbit întâlnirea, am trecut așa prin lucruri repede și am zis hai să mergem să mâncăm ceva. Și am ajuns la un restaurant pe malul mării, foarte drăguț. Eu m-am dus să scot niște bani, că n-aveam bani cash, am lăsat-o pe Anca la restaurant și mă suna în timpul ăsta. Tu n-ai plecat departe, ai plecat la câteva minute. Da, să scot niște bani de la bancomat. Vino repede că mi-e rău, vino repede. Mă rog, am fugit repede și când am ajuns la restaurant, l-am rugat pe domnul de acolo să chemă salvare. Și am stat după salvare vreo 20 de minute, 25, mă rog. Și domnii nu vorbeau engleză și, mă rog, ne-au dus cu salvarea pe la două spitale, nu găseam pe nimeni care să comunice bine cu noi. Într-un final am ajuns la un spital, am găsit un doctor tânăr, care de fapt nu era doctor, era stagiar, dar era super ok, vorbea engleză, ne-am descurcat și a fost complicat. Da. Și a rămas în spital în Bulgaria? I-au recomandat atunci să rămână acolo și Anca, eu aș fi fost cumva tentat să rămânem peste noapte în spital. Am văzut că și-a mai revenit un pic, am zis ok, mergem la hotel și dacă ceva e în regulă, o să mergem, o să ne întoarcem. Da, știi, când te-a sunat atunci și ți-a spus, băi, mă simt rău, nu sunt în regulă, ți-a zis ce simptome avea? Amețel și avea o presiune așa în zona capului, amețea și... Dar nu a leșinat sau... Nu, n-a leșinat. V-ați plimbat prin Bulgaria la două spitale, da, pentru după că... care a luat decizia să veniți acasă. Tot. Da, pentru că am zis, ok, rămânem în noaptea asta în Varna și dacă simțim că ceva nu e în regulă la noaptea, o să mergem la urgență din nou la spital. A trecut cu bine noaptea, dimineața s-a simțit mai bine, a venit spre București și înainte de graniță cu România, iar s-a... Mi s-a făcut rău. Da. Și, mă rog, ne-am dus direct la... Te-ai panicat foarte tare, pentru că era prima dată când te întâlneai cu situațiile astea. Dar eram undeva astea. Pe, nu știu, pe niște drumuri, n-aveam acces nicăieri la un spital. Și ne-am dus direct la sanator și au internat-o, a făcut testul COVID, a ieșit negativ, ea și-a revenit. Mă rog, ideea este că... a fost de ziua Sarei. Da, a fost chiar de ziua Sarei, n-am ajuns la petrecerea Sarei. Important e să fie Anca bine, știi, pentru că e o tipă extrem de dinamică și plină de viață și când afli că un om așa puternic, care are un regim alimentar extrem de calculat, adică nu e o tipă care se facă excese, nu e o tipă care să-și pierdă, nu știu cum, nopțile sau să zici că... Da. Bine, ea lucrează foarte mult pentru magazinul nostru online, lucrează și, îți dai seama, are și tot felul de joburi ale ei, lucrează copii și așa mai departe, cred că uneori neglijează programul de alimentație și asta e important și cred că... Da, a stat în spital în Bulgaria, apoi s-a internat aici da, în România de ziua Sarei și acum s-a internat iarăși în România de două ori. Prima dată s-a externat, a fost bine câteva zile. Ați făcut petrecerile aniversare. Da, i-am făcut petrecerea aleei care a împlinit un an
Și după aia vin, joi seara i s-a făcut iar rău, ne-am dus din nou lui iar și au internat-o din nou și a ieșit ieri. Și acum adică e acasă. A stat o săptămână în spital. Nu, a stat 4 zile, 3 nopți. Da. Acum e acasă, e ok, dar trebuie să aibă grijă și să fie, i-am zis mai puțin telefon, mai puțin mai multă mâncare. Dar acum o putem suna? Da, cred că da. Haide că iau... Dacă vă răspunde, că uneori nu îmi răspunde nici mie. Nici tine nu-ți răspunde. Păi pe noi nu e supărată. Nu, glumesc, da. Glumesc. Nu, dar sunt, uite, niște situații la care nu te aștepți și poate de asta este foarte bine, exact cum spuneai și tu ceva mai devreme, să fii mai atenți cu sănătatea și cu tot ce se întâmplă. Da, adevărul că momentele astea îți dai seama cât de fragil suntem și cât de mult... și cât de importantă este sănătatea pe care noi uneori cu programul ăsta nebun al nostru exact. Și cu toată viața asta care ne pune să facem multe, multe lucruri, o neglijăm și ajungem în momentele astea în care primești așa un restart și îți dai seama că nimic din tot ce... Uite, hai că e te întreb puțin, e soția la telefon cu noi. Bună, Anca! Bună, Cătălin! Să știi că arăți foarte bine, chiar dacă ai stat în ultimele zile în spital, ești bine și ne bucurăm, mult, ne bucurăm mult de tot să te vedem și să, nu știu, să-ți dorim multă sănătate, e tot ce putem să spunem. Mulțumesc frumos, Cătălin, și noi și eu vă salut pe voi și mi este dor de voi. O salut și pe Alina și pe colegele tale și slavă Domnului, sunt acasă, sunt bine, sunt cu copiii. Am zis să mă liniștesc un pic și să pun puțin stop ritmului nebun de viață, dar sunt bine, astăzi chiar sunt bine, mă simt bine. Astăzi mă simt bine, dar în zilele trecute au fost momente când practic nu te puteai ține pe picioare. Da, mult spus, nu puteam să mă țin pe picioare. Am avut câte nu e mult spus, așa e. Uite, fii atentă. Tu spui că, domne, e mult spus că nu mă puteam ține bine pe picioare. Dar Adi, soțul tău care e lângă mine, spune: da, domne, chiar așa e, adică. Nu e mult spus. Nu e mult spus, da. Pentru că el a fost lângă deci, tine. Deci hai să-ți povestesc, fii atent. Deci am avut o stare de slăbiciune generală foarte, foarte accentuată, care mă punea în dificultate, mai ales atunci când eram nevoie să fac niște acțiuni de-astea mai rapide, cum ar fi condusul sau alergatul sau, nu știu, așa, când aveam o zi mai agitată, dar tu știi că eu sunt o persoană foarte optimistă și mi-am propus ca sănătatea să fie prioritară de astăzi înainte pentru mine și pentru cei din familie și mâine o să consult și un medic hematolog, un specialist. Pentru că eu mă confrunt, din păcate, cu această anemie severă de foarte mulți ani și mi-asum vina pentru că nu am făcut, poate, ce trebuie. Dar acum să sperăm că suntem pe drumul cel bun. Adi dă așa din cap și când dă așa din cap, probabil se gândește la faptul că poate ar fi fost bine să ai mai multă grijă de tine, să fii mai atentă cu programul, nu? Și să mai asculte și de ceilalți. Da, da. Să mai asculte și de ceilalți, a zis Adi, nu de el, de ceilalți, așa. Așa este, așa este, dar ritmul ăsta pe care cred că îl avem cu toții este un ritm, nu știu dacă impus de noi sau impus de ceilalți. Ce să zic? Nici nu știu ce să spun. Mă rog la Dumnezeu să fim cu toții sănătoși. Te-ai speriat tare. M-am speriat foarte tare, da, da, da. Am avut niște momente în care am fost foarte descumpănită, mai ales în timpul nopții, pentru că nu e ușor să stai într-o rezervă singură, închisă. În primul rând, din cauza COVID-ului, accesul nu este permis celor dragi. Și da, am stat acum aproape 2 săptămâni internată, am zis că sigur am făcut o transfuzie de sânge, ceea ce nu este chiar un procedeu foarte simplu, dar... Dar ce înseamnă transfuzia asta de sânge? Adică i-au pus... Mi-a făcut transfuzia de sânge pentru că aveam hemoglobina foarte scăzută. Aveai nevoie de sânge, nu? Da. Da, da, da. Aveam nevoie nu neapărat de sânge, aveam nevoie ca hemoglobina, nivelul fierului și a hemoglobinei să fie ridicat în organismul meu, pentru că știm cu toții, nu se mai oxigenează corect creierul, anumite funcții sunt mai încetinite și medicii specialiști au luat această decizie.
Pentru că medicamentos nu este suficient. Da. Adică și doar un tratament. Și trebuie să continui, practic, investigațiile medicale, nu? Da, bine, nu aș vrea să se înțeleagă că sunt într-o stare deplorabilă, pentru că nu este așa. Restul analizelor sunt perfecte, adică tot dosarul meu de analize în ceea ce privește, nu știu, organismul meu. Am făcut și RMN, am făcut și ecografii abdominale, am făcut și mai multe investigații la inimă, mă rog, cele necesare și impuse de protocolul medical, dar mai trebuie să merg la un specialist hematolog. Doar atât. S-a schimbat ceva după... Și o să merg mâine la ora 12. S-a schimbat ceva după toată experiența asta a ta, Anca? Adică în modul tău de viață? Da, sigur că da. Sper să-mi păstrez ce s-a schimbat. Am zis să fac totul într-un ritm mult mai ușor, să-mi petrec mai mult timp alături de copii, pentru că chiar și ieri când m-am externat am venit la mama acasă. Vă salută și mama, să uită la voi aici pe canapea. Să rămână, o salutăm. Să face cu mâna. Și am dormit cu copiii, claie peste grămadă, așa cum îmi place mie. Și mi-am luat puterea de la ei și toată energia aia bună. Asta e bine, și pentru că tot vorbești de copii și de energie bună, haideți să vedem cum în cele două internări, practic, ai avut timp între cele două internări să o sărbătoriți și pe micuța Alea, care a împlinit un an, și pe Sara, da, care a împlinit 13 ani. Hai să vedem imaginele și ne întoarcem imediat la tine, Anca. Mulțumesc! Și acum ia ceva de acolo, hai! Doctor. Hai, stai. Gata. Bravo, foarte frumos. Ia și aia de doctor, ca și aia a luat-o. Și mai învârte, hai, aia, gata, ia-o de acolo, aia cu doctorul și mai... Bravo, mă, și cântăreață, hai, hai să-i dea Dumnezeu, ia-l că-i... Gata, am rupt-o, ia, ia-te-o. Hai, ia-te-o, Mă, e pas doar semințele. Hai, rupă la toată lumea. La mulți ani, iubita mea. La mulți ani. Ce cadou le-a făcut bunica, fete? Sinceră să fiu, eu nu le-am făcut încă, pentru că eu mă las totdeauna ultima, pentru că de obicei de zilele lor primesc foarte multe cadouri și după aia, cel puțin sare, îi dau posibilitatea să-și aleagă ceva, ce și-a dorit. Și atunci e mai ușor. Și la asta mică încă nu m-am gândit, că este de neprețuit. E pe drumul pick-up. Retro. Da, retro. Și da, prieteni și familie, haine, diferite lucruri. O bijuterie foarte frumoasă. Da, de la nașa mea. De la nașa ei. Un inel pe care l-am moștenit, da, de la tăticul ei și pe care eu l-am dat așa ca o amintire specială. Da. Noi o suflăm în asta, hai. Hai, suflă. 1, 2, 3, 5. Asta e melodia ei preferată. Asta e melodia ei preferată. E țipuritoare din Maramureș. Chiar dacă fetele ne-au spus câte ceva despre cadourile primite, nu am plecat până când nu am trecut în revistă în detaliu toate darurile. Aici sunt două diamantele mici, așa ca pentru ea. Mulțumim, mati, te iubim! Ia să vedem ăsta al cui e. Alei, că-i de bebeluși! Pentru bebe! O mai până! Așa, stai să te ajut! Mersi. Pune aici. Așa. Ce-a primit Lea? Ia să vedem. Hai, nu se cred. Wow, o pereche de șosețele. Ia uite, mami.
Avem aici o joachetică. Wow! Bianca, o prietenă foarte bună. Da, ia să vedem. De la cine e? De la Bibi, o prietenă, Bianca. O tablă unde pui litere și poți scrie. Poți să scrii ceva, ce drăguț. În ultima săptămână am realizat cât de importantă este sănătatea. De ce zice asta? Deoarece mama mea, din păcate, a fost la spital. Da, am avut niște probleme de sănătate. Și am lipsit câteva zile de acasă. Voi știți că eu am o problemă cu anemia și... Na, a trecut, asta este. Da. Foarte tare, Sara. Ne-am dat seama cât de importantă e sănătatea și Sara are 13 ani. E Sara, e foarte înțeleaptă, așa dacă stai cu ea de vorbă, îți mai zice lucruri. E. Mai învățăm câte ceva. Și, practic, noi am văzut acum niște imagini de la cele două petreceri, între cele două perioade de spitalizare. Chiar, da, între cele două internări. Da. Anca! Da, Cătălin! Să știi că cu zâmbetul ăsta pe buze și cum ești tu mereu, nici n-ai zice că sunt probleme. Da, încerc să-mi păstrez energia bună, Cătălin, sincer. Chiar încerc să-mi păstrez energia și optimismul și sper să nu fie nimic grav. Voi continua investigațiile și de-abia aștept să vin la voi în platou cu vești bune. Vă așteptăm și să ai grijă de tine, Anca, și să o saluție pe bunica. Unde-i mă bunica? Bunica e prietena mea. Vino bunica încoace. Bunica, vino bunica să te văd. Bunica, mă, prietena mea, bunica. Vino nouă. Stai, bunica e cu șorțulețul, gătea ceva la nepoți. Ia uite pe bunica. Ce face bunica, să rămână? Bine, bine, uite cu copiii, cu nepoții, cu copiii. V-ați supărat, Anca, că n-a prea avut grijă de ea să se odihnească? Nu, nu m-a supărat. Îmi pare rău că îi se întâmplă lucrul ăsta, dar eu de mult îi zic să-și mai simplifice puțin din probleme și să mai aibă grijă de ea. Gata, bunica, de acum încolo... Muncește foarte, foarte mult. Spuneți, ce gătiți azi? Ce faceți bun? Păi fac cu fripturică la grătar cu cartofiori, am ciorbă de perișoare, am supă cu găluște și mai am un pic de fripturică cu sos. Venim bine, și noi. Ce doriți, sunteți bineveniți. Bunica, simt că am anemie. Pot să vin să mănânc ceva după emisiune, că simt că m-a luat. Merg și eu cântat. Te așteptăm cu drag. Și multă sănătate, Andrei, și la mulți ani. Mulțumim mult de tot, sunteți o familie foarte frumoasă, aveți grijă. Moise, ce faci, Moise? Unde e Moise? Moise, Moise, vino să te vadă. Nu, acum spui, zi bună. Bună. Ce faci? Copiii sunt aici toți, ia stai să-l vezi și pe Moisic. Păi de asta, mamă, gândeam unde e mă Moise, că l-am auzit mai devreme acolo, ia uite. Ce faci, Moise? Bine. Păi stai un pic acolo, erai, deci era mai devreme, am văzut-o pe... Ava. Pe Ava. Ava era Ava, dar la început a fost și Sara sau mi s-a părut mie? Noua a fost? Noua, Ava. Sara nu cred că a fost la... A fost doar în filmarea de la petrecere. Hai, minți, mami. Hai, Noua. Hai, Ava. Gata, uite, chem pe toți acum. Se jucau, i-am întrerupt. Ia, gata, uite, toată cașca completă. Vă pupăm. Mama, stai să te întreb. Ai reușit multă să... Multă sănătate la toată lumea. Sărama, bunica, stați un pic, are ginerele o întrebare. Nu mai zic nimic, vreau să vorbesc cu Anca. Las, că o întreb la tine. Zi acum. Nu, vreau să te întreb ceva de Moise, dar nu mai întreb nimic. Nu, lasă altă dată. De Moise vrea să vă întrebe ceva. Dacă ai reușit să-l speli pe păr. Moise nu se mai se împotrivește? Da, nu. Da, mă, saltă, se spală când vrea el și cum vrea el. Da, adică de ce să ne spălăm părul? Moise! Da. Te-ai spălat pe păr? Ți-ai făcut freza? Nu. Ia da și acum la prin păr, pac, super tare. Bravo. Anca, aveți grijă de voi, multă sănătate și suntem cu gândul alături de voi, să știți. Una, două, trei. Mulțumim. Mulțumim, vă iubim. Și colegilor, pupici Cătălin. Pa! Mulțumim mult, pa. Pa, tati, te iubesc, pa. Bye, bye. Și eu vă iubesc, pa. 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 Tati a trecut prin niște momente. Te cunosc de mult timp și acum te-am văzut prima dată un pic, cum să zic, altfel, mai greu de gestionat situația asta și normal, pentru că a fost complicat, aveți o familie, Adi, numeroasă. Nu e ușor, că știi că e Anca în spital, trebuie să te descurci cu cei 6 copii, care oarecum era...
Trebuie să fim pozitivi și să avem gânduri bune și să nu lăsăm gândurile negre să ne acapareze și va fi bine. Doamne ajută, să fie bine, asta e tot ce contează. Te mai așteptăm la emisiune și mulțumesc, vă așteptăm în formulă completă. Mulțumesc mult de tot, succes cu sezonul nou. Am uitat să te întreb, care dintre copii te moștenește? La muzică, nu? Da. Te referi? Eu, ca să fiu foarte sincer cu tine, Leia, cea mai mică. Da, Leia? Da, are niște note muzicale extraordinare, atinge niște acute... Ți-ar plăcea să facă muzică, să vină în studio, mi-ar să fie echilare să... așa pe tine? Da, acolo? Mi-ar plăcea să facă muzică, deși Moise îmi spune tot timpul, tata, eu o să fiu artist, da, ca și tine, și eu i-am zis că le iau cu mine la concerte și de atunci îmi spune mereu, tata, eu o să fiu artist ca și tine. Super. Noa face pian. Deci ăsta e stadiul astăzi, nu știu ce va fi mai târziu. Oricum aveți niște copii foarte frumoși și sănătatea asta vă dorim și ție și Ancăi și vă salutăm.